Revenim cu mare bucurie, mare, mare bucurie în sufletul nostru, aici în prezența Domnului, unde El a promis că e învățătorul nostru. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Noi suntem în clasă, în momentul acesta, potrivit marelui făgăduinței a prezenței Lui, în clasa în care Domnul nostru Isus Hristos este învățătorul, iar Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul, pe, pe orice om care nu se închină la propria lui minte și înțelegere și, și care primește darul Duhului Sfânt în a înțelege Scriptura, pentru acest om, Duhul Sfânt este călăuzitor în tot adevărul. Când spunem cuvântul tot, a, a, atinge toate dimensiunile adevărului. Îți mulțumim mult, Tată, pentru privilegiul acesta și stăm cu o mare bucurie în prezența ta, Doamne. Abia te așteptăm să ne înveți din cuvântul tău lucrurile pe care sufletul nostru le dorește de mult și pe care ni le vei oferi cu atâta iubire, că am mai făcut întotdeauna. Îți mulțumim prin Domnul Isus, Amin. Sunt momente în viața noastră când noi judecăm uh, nu numai căile lui Dumnezeu. Dar noi judecăm cugetul lui Dumnezeu și ne întrebăm cam așa. Oare Dumnezeu este conștient de lucrul acesta? Era o vecina noastră care avea fân, cosise fânul și când să strângă, să uscase fânul, mirosea a din acela de vară. Ce să mai, eu, eu îmi plăcea să dorm în fânar și a, a, acea aromă a fânului extraordinar. Și atunci a venit ploaia și a făcut varză, a amestecat până cu pământul și s-a nenorocit tot fânul acela. Ce credeți că spunea femeia aceasta cu furca mână și vânătă de furie? Oare, aș vrea să nu imit cuvintele ei, dar ea spunea, zice, oare Dumnezeu e conștient, își dă seama ce face, nu vede ce se întâmplă aici, nu vede. Lumea ei era limitată la petecul ei de fân. Atât. Dincolo de aceasta, ea nu mai vedea. Credința ei în Dumnezeu cuprindea această suspiciune și această îndoială că Dumnezeu este un inconștient până la urmă. Adică nu nu înțelege adevărul despre lucruri. În cuvintele Dumnezeu, spun asta, Dumnezeu nu își dă seama ce face, e conștient. Deci aceasta erau femei care credeau în Dumnezeu, că altfel nu s-ar fi certat cu el dacă nu credea în Dumnezeu. Pe cum sunt și cei care înjură de Dumnezeu. Dacă n-ar crede în el, nu n -ar, n ar înjura. Dar, dar cuvintele ei erau o acuzație frontală la adresa conștiinței lui Dumnezeu. Doamne, ești conștient? Am, am în convingerea că în fața unei astfel de expresii. Dumnezeu reacționează infinit mai bine decât reacționăm noi la un copil, la un nepot al nostru care este revoltat împotriva noastră pentru felul cum înțelegem la un moment dat, cum nepotul meu era revoltat, dacă eu îl voi lua în brațe, cum îl arunc acasă, dacă îl iau în brațe și la școală tot în fața copilor, el vrea să nu se întâmple. Nu avem de gând așa ceva, dar așa se gândea el. M-a bucurat, bucurat foarte mult și revolta și frământarea lui să nu mă iei în brațe în fața la toți copii cum face acasă aici. Așa. Dar uh, uh, sunt convins că Dumnezeu a primit cu înțelegere deosebită și a dat timp, așa cum i-a spus lui Petru altă dată, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar, dar vei înțelege. Ai încredere în mine că înțelegi, eu, eu știu procesorul minții tale și îmi dau seama că după un anume număr de operații vei ajunge la concluzie, după operații mentale, vreau să zic. Este o problemă serioasă însă în aceasta și anume, nu doar că noi acuzăm uh, conștiința lui Dumnezeu, dar noi considerăm conștiința noastră superioară. Și de aceea spunem într o formă sau alta, dacă aș fi în locul tău, aș proceda altfel. Și uh, de la tine am uh, pretenții mai mari și tu acționezi sub nivelul posibilităților tale. Uh, nu pari a fi conștient, nu pare a înțelege ce se întâmplă aici. Surorile lui Lazar au trecut prin situația aceasta, până la urmă se simte în cuvântul lor că l-au cam iertat pe Iisus pentru așa, da, dar au pus sub semnul întrebării cuvintele lui că iubește pe Lazar, pe Marta, pe Maria, iubea familia lor. Păi da, dacă, dacă iubea, deci era aici, nu, nu se întâmpla lucrul acesta, dar Iisus era acolo pentru că știa și când e bolnav și când a murit. Când iudeii l-au văzut plângând, a zis, totuși, îl iubea, uite, dovadă. Acest lucru e pus sub semnul întrebării când noi, când noi ne îndoim de conștiința lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de situația noastră. Acest lucru este pus sub semnul întrebării. Iubirea lui Dumnezeu și iudeii au spus, uite cât îl iubea totuși. Înseamnă că nu e adevărat că, că nu îl că iubea. În versetul 18 din capitolul 11 din Numerii. Bunul Dumnezeu dă o însărcinare lui Moise. Trebuie să zic că am gustat și eu puțin din amărăciunea aceasta când, cum spune Iuda în cartea lui, zice, eu mă pregăteam să vă scriu despre mântuirea de oște, dar m-am pomenit constrâns să vă scriu să luptați pentru credința care a fost, dintr-o dată, că adică mi-a schimbat complet direcția. Am trăit acest lucru la în anumite predici și în anumite împrejurări, unde n-aș fi predicat pentru sufletul din mine. Niciodată n-aș fi spus tema aceasta într-o astfel de împrejurare, știind că ea înseamnă sare pe rană pentru cineva sau, sau un lucru sau altul, însă ce te poți face când. Odată am încercat să evit, am fost într-o situație ca aceasta și la universitate când eram în Anglia și atunci m-am încercat să mă lupt în sufletul meu cu Dumnezeu, să schimbe tema cumva. Doamne, nu e bună tema asta pentru, pentru oamenii ăștia. Ce o să înțeleagă oamenii ăștia? Dacă eu spun te o Doamne, Tatăl Cerurilor, care ai ascuns aceste lucruri de ochii celor mari și le descoperit pruncilor, ce o să înțeleagă oamenii ăștia? Și nu știu, am auzit un glas sau mintea mi-a spus, dacă nu spui cuvintele mele, le vei spune pe ale tale. Nu, vreau să spun cuvintele tale, Doamne. Și m-am dus pe tribună și am spus cuvintele pe care le-a spus el cu un impact de neimagina, Până seara la universitate a fost comentate lucrurile spuse în, în predica aceasta. Așa se întâmplă aici lui Moise, la versetul 18. Să spui poporului, sfințiți-vă pentru mâine și aveți să mâncați carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnului și a zis, cine ne va da carne să mâncăm, căci noi o duceam bine în Egipt. Domnul vă va da carne și veți mânca. Aveți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile, ci o lună întreagă până vă va ieși pe năr și vă veți scârbi de ea, pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru, n-ați avut încredere în și a hotărât el pentru voi să mâncați, ați gândit că voi știți mai bine și atunci ați zis înaintea lui Dumnezeu: Pentru ce am ieșit din noi oare din Egipt? Ați pus sub semnul întrebării, așa cum și noi de, de multe ori, datorită unui singur incident în viață, datorită unui singur neînțeles, neajuns, nepotrivit, care îi se. Uităm tot, toate celelalte lucruri care sunt potrivite și avem tendința aceasta să abandonăm tot ce s-a întâmplat în viață, avem tendința groaznică de a lua hotărâri definitive pe baza unor lucruri temporare și provizorii. Acestea trec, hotărârea rămâne. Aha, se gândește a doua zi, ce am făcut eu, frate, am luat hotărârea asta era o relație a mea de viață, era familia mea, era soția mea și într-un moment de furie eu am luat o astfel de hotărâre. Uite, furia a trecut, dar hotărârea a fost luată, n-a mai putut fi întoarsă înapoi. Să te duci să spui poporului care scrâșnea și urla și se împotrivea lui Dumnezeu, îl disprețuia și îl batjocorea pe bază de mâncare, să spui acestor oameni, da, uite, Dumnezeu vă va da să mâncați carne o lună întreagă. Și atunci Moise se oprește asemenea traducătorului japonez. Traducea o predică a unui misionar creștin și când a spus Iisus a înviat, el în loc să traducă Iisus a înviat a treia zi, a zis, nu, nu, cine crede asta, domnule? Păi, domnule, traduci sau, sau interpretezi ce, ce zice. Imediat Moise a spus, stai puțin, stai puțin, stai puțin ești conștient? Doamne, ce, ce spui? Adică îți dai seama, ești prezent aici? sau Uite, versetul 21. Moise a zis, 600 de mii de oameni care merg pe jos, alcătuiesc poporul mijlocul căruia sunt eu și tu zici, le voi da carne și vor mânca o lună întreagă. Ai calculat câte tone de carne înseamnă lucrul ăsta? Ai calculat? Doamne, tu te gândiști? ești conștient, îți dai seama ce zici? Versetul 22 continuă gândirea lui, dar nu e supusă lui Dumnezeu, e gândirea lui. Și el crede că ce gândește el, acesta este adevărul și crede că are toate datele din Univers pentru a spune așa ceva. El nu vine spunând lui Dumnezeu, Doamne, uite la ce mai mă gândesc, așa cum a spus Ieremia, uite la ce mai mă gândesc. Ce facem că e prea multă lume? Știi ce înseamnă să dai mâncare la 600, să dai carne la 600 de mii de oameni? Calculează lucrul ăsta. O lună întreagă, de două, trei ori pe zi, 600 de mii de, 600 de, mii de tone și ce, ce înseamnă lucrul ăsta. Te-ai gândit la așa ceva? Și versetul 22, el se preocupă cu posibilități. Care ar fi posibilitățile? Și spune una dintre ele, dar. Nu spune faptul că este de fapt un om care locuiește într-un corp din acesta de țărână și că e limitat, cunoaște în parte, prorocește în parte. Nu spune, Doamne, uite ce mai trece pe minte, versetul 22. Putem, putem tăia oare atâtea oi și atâția boi ca să ajungă la așa mulțime? Să poate face așa ceva? Doi, sau cumva, ajungem să prindem toate balenele, toți, toți, toți peștii mării ca să le ajungă la 600 de mine. De nu te gândești, mă pui pe să spun așa ceva în fața mea. Cum se poate împlini așa ceva? atunci în versetul 23 vine acest cuvânt pentru care mă rog eu în adâncul sufletului meu să nu-l uităm niciodată și mă rog să-mi sune mintea mea și a copiilor și a familiei și a tuturor care ascultă cuvântul acesta, întrebarea cuvintelor lui Dumnezeu. Nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Nu Vorbim aici de... Că noi, păi da, doamne, dar sunt este de mii, sunt atâtea tone, este o lună... Nu, 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 vorbim de numere aici. Noi vorbim de mâna Lui, de brațul Lui Dumnezeu. Noi vorbim de credința în Dumnezeu. Tu nu nu-mi spune mie câtă lume este și cât mănâncă și cât durează și cât mulțești, calculezi și îmi spui treburile acestea. Nu asta e problema ta. Și tu nu crezi, tu limitezi pe Dumnezeu și crezi că El poate să facă anumite chestii. Dar chiar așa, adică astea sunt dincolo de orice. Aceasta este noi și ne gândim de la o proporție încolo sau de la o anume natură a unor evenimente dincolo de așa ceva, începem să avem grave duel și începem să operăm cu imposibilul. Nu, nu se poate așa ceva. Este, este absolut imposibil lucrul ăsta. Nu? Dar Domnul spune, nu, problema nu este, nu este ce crezi tu despre situație, ci ce crezi tu despre mine. Tu crezi despre mine că nu pot. Adică e o limită și la Dumnezeu până la urmă, cât o să facă și Dumnezeu pentru oameni, cât o să rabde. Sau... Oare s-a scurtat mâna Domnului? Aceasta este problema ta. Aceasta este problema mea și a noastră a tuturor. Vei vedea acum, după ceea ce ți-am spus, dacă ceea ce ți-am spus, se va întâmpla sau nu. Cum de ai venit cu ideea că Dumnezeu are tot atâtea posibilități cât îți imaginezi tu? Și când tu ai epuizat posibilitățile și variantele, măi, s-ar putea să întâmple asta sau asta sau asta, când tu ai epuizat variantele și posibilitățile, le a epuizat și Dumnezeu. Cum de ce Cine, ce gândești tu despre Dumnezeu? Ce crezi tu despre? Ce înseamnă El pentru tine? Tu numești pe Dumnezeu tot puternic, toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu, dar în numeri câți oameni sunt, în mulțime, câtă mâncare este, cu atâta timp și știi ce cifre ies astronomice și asta. Nu, problema ta este că tu ai niște vederi limitate cu privire la Dumnezeu și îl limitezi pe Dumnezeu după vederile tale. Nu. Vei vedea cu ochii, spune scriptura aici, dacă ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. În urma acestor cuvinte, versetul 24 spune, Moise a ieșit și a spus în credință, a spus poporului cuvintele Domnului, pe loc. A, la, a crezut în argumentul acesta pe care l-a adus Dumnezeu și și-a dat seama. Asta înseamnă pocăință. Moise s-a pocăit și a schimbat mintea cu privire la Dumnezeu. Dacă înainte credea că nu are cum, cum să hrănească Dumnezeu o, 600 de mii, de unde să dea Dumnezeu mâncare, carne la atâta lume care este aici așa? Dacă înainte gândea așa ceva, confruntat cu prezența lui Dumnezeu, cu descoperirea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, Moise se supune și, cum spunea Victor Hugo, sufletul este în genunchi. Indiferent în ce poziție ar sta un om, înaintea lui Dumnezeu, sufletul este în genunchi. Moise în genunchi e pur și simplu. Și merge și duce cuvintele acestea. Le aud unii din popor, dom'le, așa absurditate, chiar n-am mai auzit. E chiar imposibil tot din cauza aceea, pentru că și ei credeau că mâna Domnului este scurtă, de aceea au cerut. De ce nu ne dă carne, cum mâncam în Egipt, spre exemplu? Păi nu are de unde, nu are de unde. De unde să iei aici când este nisip? Nu poate să facă așa ceva, știi? Atunci s-a ascuns, da, asta ne-a dat o orez pilap din ăsta și... pentru că nu poate, era ideea aceasta, au, au limitat pe Dumnezeu. Moise a ieșit și a spus poporului, nu te teme niciodată să spui copiilor tăi făgăduințele lui Dumnezeu. Nu te teme să spui vecinilor sau colegilor. Nu considera că te faci de rușine, că nu e vorba despre tine, ci este vorba despre altcineva. Cum foarte bine a spus un jurist când a fost chemat în instanță și i s-a cerut să schimbe unul dintre de cuvintele lui Dumnezeu și să adreseze Bisericii un mesaj schimbat în, în punctul acela. Și el a spus, din greșeală, a mai schemat pe mine. Nu sunt eu. Păi trebuia să chem așa pe altcineva. Pe cine, domne? Spune-mi să-l chem chiar acum aici. Păi Dumnezeu este Au, ce... oh, da. El, el e cel care... Nu te teme să spui copiilor. Nu te rușina de făgăduințele lui Dumnezeu, indiferent cât de fantastice sau... Da. Dumnezeu te va îndruma cum să faci lucrul ăsta, dar asigură-te că te supui lui Dumnezeu și îi spui, cum a zis Petru, nu aș arunca mreaja, dar la cuvântul tău o arunc. Și nu aș spune acest cuvânt, dar la cuvântul tău îl voi spune, deși eu mă gândesc, nu știu dacă ești conștient de proporțiile lucrurilor pe care uh, tu le vestești. Și Domnul spune, zice, nu știu dacă tu ești conștient de proporțiile lui Dumnezeu, acolo fiind marea și grava problemă. Poporul a ieșit și a spus Domnului cuvintele, a spus poporului cuvintele Domnului. Și cuvintele acestea au rămas pentru popor, pe de-o parte o adâncă mustrare cu privire la uh, vederile lor și ce credeau ei despre Dumnezeu. I-a la inimă când au văzut ce distanță este între ce au crezut ei despre Domnul Hristos, când l-au răstignit și au răgnit acolo până au răgușit și asta, a, când a văzut ce distanță este între, a, între vederile lor cu privire la El și uh, tabloul care l-a prezentat acum prin reversarea Duhului Sfânt, și Petru Apostolului cheamă: Întoarceți-vă de la gândirea aceasta despre Isus, întoarceți-vă, pocăiți vă întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte aceste vrem de neștiință. Știu că din neștiință ați făcut așa ceva, dar acum știți, iată, același lucru îl vedem în viața lui Pavel, care și eu credeam că trebuie să fac multe împotriva lui Isus, până l-am văzut, dar în clipa când l-am văzut, n-am continuat. Așa cum credeam eu că trebuie să fac, m-am oprit deodată, m-am întors în direcția opusă, m-am supus lui Dumnezeu. Acest lucru se petrece exact în felul acesta cu Moise. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în timpul zilei aceleia, și toată noaptea, și toată ziua următoare, preperița au, au acoperit locul acela până departe, poporul a strâns enorm, cantități enorme și-au pus în jurul lor și s-au -au aruncat uh, cu patimă asupra acelei mâncări cu totul nepotrivită pentru locul acela și timpul acela. O molimă cumplită a lovit poporul, a picat, au picat secerați mii zeci de mii și atunci cineva și cuiva îi vine în minte uite de ce a spus Dumnezeu să nu. Nu e deloc plăcut când ți se spune să nu faci un lucru sau altul. Nu e plăcut firii noastre. Dar ar trebui să nu ne oprim la să nu sau da, fă lucrul acesta. Ce ar trebui să întrebăm, să mergem mai departe, să întrebăm cine zice lucrul acesta. În momentul când eu spun, mie nu-mi place chestia asta, să nu faci cu tare lucru. nu-mi place chestia aceasta, tu nu zici ceva despre ceva, tu zici ceva despre cineva despre cel care a spus acest cuvânt. Acolo e toată problema, acolo este tensiunea, acolo este conflictul real. Și când au văzut în ce fel s-au distrus pe ei înșiși, de altfel locul acela s-a numit Kibrot Hataava, care însemna mormintele lăcomiei. Nu mormintele lui Dumnezeu, nu Dumnezeu a omorât poporul acesta, ci lăcomia lor este cea care i-a omorât pur și simplu. S-a numit mormintele lăcomiei. Abia atunci, cei care au supraviețuit genocidului acestui a cumplit, au tras concluzia de ce, uite de ce, spunea Dumnezeu, nu. Abia atunci au înțeles ei, când au văzut marea aceasta de morți, așa cum și noi, omenirea de astăzi, e nevoie să ajungem să vedem astfel de lucruri ca să tragem concluzia că, de fapt, Dumnezeu știe, e conștient, știe ce spune când spune un anume lucru. Și indiferent ce ni s-ar pare nou, că este mai bine, că e superior, că e progresist, că este uh, evoluat, că indiferent ce ni s-ar pare nouă, și dacă am acolo 40 de ani în viață și prin deșertul acesta, noi vom veni la concluzia. Dumnezeu a avut dreptate când a spus așa ceva. Și să ne uităm bine la traiectoria omenirii noastre de mii de ani, care merge în revolta ei împotriva lui Dumnezeu, cum în, cum în momentul în care închide cercul, se apleacă în genunchi și spune, drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Acum ne dăm seama. Acum înțeleg de ce tu ai spus să nu. Acest uh, gust amar, l-am avut personal de multe ori în viață, deși mi s-a părut că nu ar fi o problemă. Dar după, după ce am gustat amărăciunea acestui lucru, am înțeles dulceața ascultării de Dumnezeu. De câte ori am lăsat sufletul să, o ia în din, să meargă dincolo sau mai înaintea rațiunii sau gândirii sau înțelegerii sau culturii sau înclinației uh, trendului generației noastre, de câte ori am lăsat sufletul să asculte de Dumnezeu împotriva acestui lucru. Noi răsturnăm uh, uh, izvodirile minții și uh, am gustat dulceața aceasta a ascultării de Dumnezeu prin credință. De obicei, prin vedere, un om ascultă. Adică a văzut că așa s-a întâmplat și trage concluzia și așa. Asta este prin vedere. Dar Biblia spune, zice, noi nu umblăm prin vedere, noi nu așteptăm să ni se întâmple ceva. Noi nu așteptăm să vedem rezultate bune sau rele, nu, nu e nicio diferență, ci noi răspundem prin credință. Săptămâna aceasta am citit câteva lucruri cu privire la recunoștință, la gratitudine. Și acolo se spunea recunoștința față de Dumnezeu și mulțumirea către Dumnezeu nu trebuie să urmeze împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. E numai normal să se întâmple așa. Neamurile fac așa, orice om cu un pic de educație știe să mulțumească după ce s-a întâmplat. Dar omul credinței are o slujbă profetică în a mulțumi lui Dumnezeu înainte să se întâmple lucrul acesta. Îți mulțumesc pentru ceea ce se va întâmpla sub puterea ta, Doamne. Aceasta este în acord cu cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, care a spus, când cer ceva de la Dumnezeu, să crezi că l-ai și primit, adică deja mulțumești ca și când îl ai, și îl vei avea. Nu va fi nicio diferență între starea ta sufletească și mulțumirea ta acum când încă nu, ca și atunci când deja ai primit lucrul acesta. Este acest element profetic în mulțumirea noastră. Elementul profetic în refuzul nostru de a ne împotrivi lui Dumnezeu, tendința firii este să ne împotrivim lui Dumnezeu. Tendința firii noastre este să vrem și să dorim ceea ce ni s-a spus că nu, nu ne trebuie. Cum era lor, nu le trebuia așa ceva în deșert. Cea mai echilibrată, imaginabilă, completă dietă posibil pentru acolo era cea pe care o dăduse marele nutriționist. Însă ei au gândit că știu mai bine și atunci au cerut ceva legat de preferințe. Lucrul acesta a fost împlinit ca urmare, așa cum, cum procedează Dumnezeu întotdeauna, ascultă glasul poporului, El personal a ascultat glasul lor și a împlinit. Dar oamenii aceștia au putut vedea, unii n-au mai avut ocazia să se bucure, sper că pe când erau muribunzi, zeci de mii de oameni acolo unde deșert, pe când erau muribunzi, au avut șansa aceasta să întoarcă ochii spre Dumnezeu înainte de a muri și să spună, drept și Doamne, că ai judecat așa pentru cuvântul tău. N-au mai apucat să se bucure în viață, n-au mai apucat lucrul acesta. Alții au apucat și au spus celor tineri și copiilor lor, uite, ascultarea de Dumnezeu este dulce. Ascultarea de Dumnezeu lasă un gust bun pentru restul vieții, neascultarea de Dumnezeu dă un fel de gust excitant pentru o clipă, plăcerile de o clipă ale păcatului și lasă un gust amar și nenorocit pentru restul vieții. Învățați să ascultați de Dumnezeu, așa cum El vă sfătuiește. Problema cu care ne confruntăm la fiecare pas este aceeași. Ce crezi tu despre Dumnezeu când El îți spune să faci un lucru sau să faci un altul? Nu promovează nicăieri Dumnezeu în scripturi suprimarea gândirii sau a opiniei sau a alegerii tale, a înțelegerii tale. Nu, 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 nu suprimă. Dumnezeu ne provoacă să gândim. Înțelege ce se întâmplă. Înțelegeți voi ce v-am făcut. Dumnezeu ne provoacă la lucrul acesta. Judecați voi, gândiți voi. Dar în același timp te întreabă, ai supus lui Dumnezeu judecata ta, ai supus lui Dumnezeu concluziile tale. Petru, apostolul, când este chemat la el, este invers. Aceștia îi cer lui Dumnezeu mâncare pe care Dumnezeu le-a spus, nu aveți nevoie de ea în condițiile acestea, din deșert. Nu e nevoie de așa ceva. Am pregătit o mâncare completă pentru voi. La Petru este un fenomen invers. Dumnezeu îi oferă ceva să mănânce și Petru spune, stop, nu trebuie. El a spus, ne trebuie altceva. Petru a spus, nu-mi trebuie acest ceva pe care mi-l ofer tu mie. Niciodată n-am mâncat ceva de felul acesta, spune Petru. Ceva scurcat sau necurat. Niciodată. Și se împotrivește. Dumnezeu nu-i spune, măi rebelule, păi dacă eu îți spun să mănânci, pune mâna și mănâncă acolo, că eu știu ce am pus acolo. să. Sau... Nu spune lucrul acesta. Și îi repetă apelul. Aceeași reacție are Petru. A treia oară îi repetă apelul. Aceeași reacție are Petru. Și după treaba asta, n-a înțeles. n -a înțeles nimic. N-a înțeles, nu s-a supus și n-a zis a treia oară, Doamne, deși conștiința mea nu îmi permite, eu n-am făcut așa ceva, eu nu fac lucruri, dar dacă Tu vii cu așa ceva, bine, la cuvântul Tău, uite, mă apuc și mănânc. Nu spune așa ceva. Nici a treia oară. El se trezește nu un convins din viziunea aceasta, ci un nelămurit lucrul ăsta ne învață pe noi să avem mare încredere și respect pentru un Dumnezeu care prețuiește opinia noastră. Dumnezeu nu a forțat conștiința celor din deșert ca să mănânce mana aceasta, ci El a căutat ca să-i convingă pe acești oameni că este o expresie a iubirii supreme a lui Dumnezeu. Totuși, faptul că Petru nu înțelege lucrul acesta, Faptul că el nu vine în armonie cu Dumnezeu asupra acestui subiect, ci rămâne mai departe divizat la capitolul acesta, nu s-a nu supus niciodată, uh, nu îl împiedică să acorde atenție. Stai puțin, frate, e o problemă serioasă. Uh, Pune aici, rămâne aici, stai puțin. că Nu e rezolvată, dar este pe, pe masă. Lucrăm la ea. În momentul când cineva ia această atitudine vis-a-vis -vis de Dumnezeu, se întâmplă niște lucruri în viață, apar niște conjuncturi, apare o persoană, apare un fenomen, apare ceva și deodată se face lumină, omul se întoarce înapoi la dialogul lui cu Dumnezeu, dialogul lui revoltat eventual sau opus pur și simplu, se întoarce, o, oh, oh. acum înțeleg despre ce este vorba. Petru este în casă, îl caută oamenii aceștia, vin la Iope, unde locuie, la Simon Tăbăcaru, îl ia de acolo și îl merge, merge cu ei. Ce-o fi, frate, unde o fi, mergând drumul. De Faptul că nu ai înțeles sau nu înțelegi, sau faptul că n-ai ajuns la armonie cu lumina pe care ți-a dat-o Dumnezeu, să nu te împiedice să mergi în lumină. Mergi în lumină, și spune lui Dumnezeu, Doamne, eu merg în lumina aceasta. Oamenii ăștia au spus că Tu ei -ai trimis aici, că li s-a arătat îngerul. Este clar, nu mai am, așa mi-a spus președintele Uniunii Engleze, glasul lui Dumnezeu mi-a spus că prin, prin omul ăsta, și mi-a arătat pe tine, pe tine, mi a arătat pe tine, prin omul ăsta voi rezolva probleme, voi vindeca biserica aceasta. Uh, și după aceea m-am întrebat dacă primez lucrul ăsta și am spus pe, adică dacă Dumnezeu ți-a descoperit uh, cine aș fi eu acum să-i spun lui Dumnezeu eu știu mai bine, am altă idee nu merge lucrul ăsta uh, faptul că nu ai putut să adopți lumina lui Dumnezeu uh, niciodată nu te obligă să negi faptul că orice vine de la Dumnezeu orice se coboară de la Dumnezeu un dar bun și desăvârșit indiferent în ce măsură a fost asimilat sau procesat sau nu. Și pentru pleacă cu oamenii aceștia, uitați-vă la diferența dintre el și poporul din pustie. Poporul din pustie nu stă niciodată să proceseze și să gândească atitudinea lui vis a -vis de Dumnezeu. Nu dă niciodată prioritate lui Dumnezeu în gândire. Doamne, eu văd altfel, dar eu n-am să pun vederile mele și înțelegerea mea deasupra descoperirii tale și te voi asculta lasă gura apă după altceva mie, dar dacă tu ai spus că nu îmi trebuie, nici mie nu -mi trebuie. Și mă opresc aici. Ei n-au consultat pe Dumnezeu, și au spus nu, asemenea lui Samson, iau-o că îmi place, așa îmi place, place, așa vreau, pe aici vreau să merg. Uite unde duce drumul ăsta, nu mă interesează unde duce drumul acesta, vreau, uh, uh, uh. plăcerea mea este criteriul suprem. La Petru nu se întâmplă așa. Și nici la tine, și nici la mine, și la, la, la oamenii lui Dumnezeu o astfel de atitudine nu o vei întâlni. Merge cu oamenii aceștia pe drum și probabil că se roagă la Dumnezeu. Doamne, unde merg frate? Că, eu știu ce e la adunare. Eu, când s-au auzit că am fost la România acasă și că am stat la masă cu ei, eu știu ce e la adunare. Mă cheamă imediat la administrație, mă Mă judecă, mă, mă execută, o să mă, mă, mă dă afară din slujba de apostol. ca așa, o, Asta o să mi se întâmple, dar, dar ce să fac, Doamne? Tu știi, și tu știi chestiile acestea, nu numai eu le știu. Dacă se întâmplă sau nu, sunt convins că tu îți asumi responsabilitatea cuvântului pe care l-ai dat. Așa se întâmplă în, în nenumărate ocazii în care Dumnezeu spune: Nu te trimit eu, nu sunt eu cel care ți-am spus fă lucrul acesta, nu sunt eu cel care ți-a spus ce să mănânci în pustie, nu ești tu dator cu mulțumire lui Dumnezeu, prin credință. Nu prea îmi place, dar am înțeles asta, dar credința nu este de a place sau nu place, ci este de a fi sau a nu fi adevărat. Despre aceasta este vorba. Petru merge pe drum frământat de gândurile acestea, dar în deplină ascultare de Dumnezeu. El își supune sufletul și viața cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă preferințele lui personale, ideile lui, practica vieții lui, care nu era legată de cultura locului, ci era legată tot de cuvântul lui Dumnezeu, e un conflict de o natură de neimaginat, pentru că ce îi se spunea să facă de către Dumnezeu era împotriva la ceea ce înțelesese el tot de la Dumnezeu. Și un astfel de conflict foarte greu va avea rezolvare. Când, când, sunt puse în tensiune lumescul cu Dumnezeu, este clar ca noaptea cu ziua sau ca alb cu negru. Dar când este vorba să fie un lucru care e clar că vine de la Dumnezeu, împotriva altui lucru care este clar că vine de la Dumnezeu, cum să Acum cum să mă împar? De unde să știu că dacă voi asculta de voia lui Dumnezeu în privința aceasta, cal cu voia lui Dumnezeu în privința cealaltă. Doamne, nu știu ce să... Dar eu merg după tine. Deci merg după tine. Am mare încredere în tine. Știi cu ce mă frământ, știi cu ce mă lupt. Ce o fi, nu-mi dau seama unde ajungem. Nu, ai încredere în mine. Asta este umblarea prin credință. Abraham a plecat fără să știe unde merge. Merge într-o țară. Care țară? Unde e adresa? Vreau să nu, nicio adresă, telefon, nimic la fel este cu Petru, la fel este cu omul credinței. Este așa cum a spus acel ghid etiopian care conducea o echipă de misionari și prin păduri, prin deșerturi, prin... la un moment dat, unul dintre misionarii englezi, care erau oameni civilizați, oameni cu maniere cu asta, când a văzut că nu se mai termină păduri și râuri și asta a zis dar nu văd niciun drum aici, n-a mai trecut nimeni pe aici, mergem până tufișuri, până copaci, până unde, unde e drumul? Care... Și atunci călăuza etiopiană s-a întors spre el și a spus, aici drumul sunt eu, mergi după mine, eu sunt drumul aici. Și i-a dus exact acolo unde trebuia. Acesta, acest adevăr pe care l-a spus călăuza aceasta este aplicabil la o scară infinit mai mare către Dumnezeu și dacă tu ai încredere, copilul are încredere în părinte, în mamă, în tată, ai încredere într-un prieten, într-un om, cu atât mai mult. Dincolo de orice fel de rezistență, ai încredere în Dumnezeu. Chiar dacă mergi într-o dizarmonie emoțională, nu mă trage sufletul, nu știu ce să zic, mi se pare pe dosesă, dar aceasta este voia lui Dumnezeu. Când ajunge în casa lui Cornelius, atunci Petru gustă dulceața ascultării de Dumnezeu. Doamne, ce bine că te-am ascultat! Puteam să nu te ascult, pentru că mie mi se părea că mă, mă pui să calc voia lui Dumnezeu. Mă gândeam nu cumva o oficială alt care mă pui în situația asta. Cum? Adică vorbește Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu? Nu se poate lucrul ăsta. Nu m-am gândit că există altă posibilitate și anume ca vasul acela cu animale să însemne altceva. la aceasta nu m-am gândit. Eu m-am gândit numai la practică, a mânca din vasul ăsta sau a nu mânca, cum mi-a spus el, n am mâncat niciodată, spune casa recurat. Nu m-am gândit decât din perspectiva aceasta. Dar acum când a intrat în casa lui Corneliu, când a văzut sfârșitul fericit al, acestor, al acestei călătorii prin credință spre o țară pe care ți-o voi arăta fără să știe unde merge, când a văzut rezultatul, s-a bucurat de dulceață. Doamne, ce bine că te-am ascultat. Băi, frate, dar s a putea să te dea afară la biserică? Poate să mă dea, frate, dacă știu cine m-a trimis, și dacă am văzut roadele care, -au, care -au, fost produse acolo, slăvesc pe Dumnezeu și chiar mă bucur dacă voi fi bat jocorit în public, în vreo adunare publică din asta cu voturi, cu una. mă bucur dacă voi fi bat jocorit pentru numele lui Dumnezeu. Apostolii s-au bucurat că nu a fost bătuți peste față și bătut cu nuiele de lictor, să numeau ăștia cu nuiele, îi băteau până era carne vie și ei s-au bucurat că au suferit pentru numele lui Isus. S-ar putea, și așa cum s-a și întâmplat aici, să nu ai acordul celor de lângă tine sau chiar al familiei sau chiar al bisericii, dar să ai acordul lui Dumnezeu și Dumnezeu pune în Sufletul celorlalți, uite ce fac eu acum, nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea. După ce întreaga familia lui Cornelius vine la credință, Petru declară, abia acum înțeleg eu dialogul meu cu Dumnezeu de acolo, de pe acoperișul casei. Deci Dumnezeu nu mă punea pe mine să mănânc raci sau porci sau cai sau balene. De lucruri. Nu mă punea să fac lucrul ăsta, ci mi-a spus să nu numesc necurat, pentru că acesta era argumentul lui Dumnezeu. Ăsta e necurat, spunea Petru. Și Domnul îi spunea, păi să nu numești tu necurat ceea ce am numit eu curat. Nu te, nu te mai înțeleg, Doamne, păi, dar tu ai spus aici că acesta e necurat, acesta e necurat. Uite, ăstea sunt aici. Acum îmi spui că nu sunt necurate, sunt curate, că le-ai numit tu curate. Nu, nu pot să înțeleg treaba aceasta. Dar când ajunge în casa lui Corneliu, el spune, zice, acolo am înțeles că de fapt Dumnezeu îmi spunea să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Nu era vorba de un sau câini sau ce era acolo, șerpi sau altele în vasul acela legat cu o față mare de masă, ci era vorba de neamuri pe care ei numeau necurat și astfel de animale atașau. Nu e bine să iei pâinea copilor și să o dea la căței. Era concepția lor pe care Isus a expus-o. A lăsat-o goală. Uite cine sunt. Uite cum priviți voi oamenii care acolo. Întreaga familia lui Corneliu vine la credință. Se deschide Evanghelia către neamuri. Este o istorie de neimaginat. Dacă Petru nu asculta această chemare și această trimitere, istoria lumii n-ar fi fost aceeași, iubiții mei. Dar el și-a asumat tot riscul, și personal, și social, și aș zice eclesiastic, că în biserică imediat cum s-a întors la un conjurat, deci îl mustrau cei tăiați în s Să știa deja în tot târgu că a mers, a mâncat cu neamurile la masă și toate celelalte. A rămas așa de speriat că și cu o altă ocazie când a fost la masă, tot așa încerca să fugă de ei, de oamenii ăștia care îl acuzau de așa ceva. Dar el vine cu un argument suprem cu care aș dori să rămânem și noi și să-l ducem cu noi în viață. Și el întreabă pe judecătorii aceștia, pe mustrătorii aceștia tăiați în prejur, care vroiau să se folosească de Hristos în folosul religiei lor și nu aveau de gând să supună religia lor, lucrării lui Hristos. Doamne, e bună religie aceasta a mea? Nu. Ei luau pe Hristos ca o nouă achiziție în favoarea religiei lor. Ei aveau de gând să țină religia lor numai pentru biserica lor. Noi suntem singurii mântuiți, alții nu sunt. Ăsta, aceasta aveau ei de gând să facă. Să se folosească de Dumnezeu în loc să fie în slujba lui Dumnezeu. Și atunci îl mustrau pe Petru a, a, ce ai făcut a, ai dus acolo și ai mâncat cu neamurile, e trădare ce ai făcut și lucrul ăsta se pedepsește și așa. Petru stă liniștit, nu se sperie vorba unui vecin al nostru, aș vrea să mi se facă frică, dar nu mi se face. Stă foarte liniștit, de ce? Pentru că știe cine l-a trimis acolo și știe ce roade s a obținut de acolo și a înțeles clar trimiterea. Îi înțelege și pe oamenii aceștia care îl mustră și încearcă să le excludă din biserică, îi înțelege și pe ei și asemenea lui Pavel care a zis zice, așa eram eu ca voi, așa gândeam eu ca voi. Acum îi înțelege și el pe ei și spune uite asta a fost atitudinea mea când am văzut vedenia. Lui Dumnezeu în persoană i-am spus nu se poate așa ceva, este un conflict între două valori spirituale ambele venind de la tine, nu, nu se poate. Una dintre ele trebuie să cadă. Dar spune el argumentul suprem. Când predicam acolo Duhul Sfânt a coborât peste acești oameni în același fel în care a coborât peste noi la 50. -me. Și atunci, cine eram eu, întreabă el, când Dumnezeu a confirmat pe oamenii ăștia prin vărsarea Duhului Sfânt, cine eram eu să-i judec și să-i condam și să-i exclud pe acești oameni când Dumnezeu stă la masă cu ei și eu nu stau la masă cu ei? Cine eram eu? Și prin, uh, prin efect vine asupra lor ecoul cuvintelor, dar voi cine sunteți să-L judecați pe Dumnezeu? Pentru că ei nu aveau nimic de fapt cu Petru Apostolul, ci aveau ceva cu cel care l-a trimis pe el. Și oamenii din deșert nu aveau nimic cu Moise și nu aveau nimic cu dieta pe care o aveau acolo, ci aveau ceva cu acela care i-a condus. Tot timpul acesta este subiectul și în viață. Indiferent ce vorbește un om și din ce direcție vine, finalul rămâne același întotdeauna, el se, lucrul acesta se sfârșește în prezența lui Dumnezeu. Ce ai făcut? Ea mi-a dat. Dar tu ce ai făcut? El pe care l-ai făcut, tu mi-a dat. -ar da. Totdeauna se va sfârși acolo în prezența lui Dumnezeu. Petru vine în fața Bisericii și prezintă argumentul suprem. Dumnezeu a confirmat lucrul acesta. Și adunarea aceea, care era o adunare împotrivitoare la adresa planurilor și căilor lui Dumnezeu, care nu știa dacă Dumnezeu e conștient sau nu în ceea ce face. Doamne, ești conștient, păi te aducem la neamuri, așa ceva. Nu, noi suntem poporul ales, numai noi să, să ocupăm tot pământul, tot pământul o să vină la noi, nu, nu să știu lucrurile acestea. Sunt, oamenii aceia care erau împotrivitori în acest fel, spune Biblia, s-au umplut de bucurie și au sărbătorit biruința lui Dumnezeu Dumnezeu a dat mântuirea neamurilor. În rupe sufletul când, când văd uh, cinstea sau uh, uh, îndreptarea unui om care a mers într-o direcție greșită și care în momentul când este confruntat cu adevărul se oprește și se îndreaptă. Tată, să ah, mulțumim din adâncul sufletului pentru bunătatea și îndurarea ta și iartă gândul nostru care de multe ori s-a întrebat dacă tu ești conștient cu ce se întâmplă, dacă simți ca noi, dacă iartă vederile noastre despre tine, Doamne, te rugăm din adâncul sufletului, iartă-ne pe noi pentru acest lucru și așează tu în sufletul nostru ce a spus Mântuitorul nostru Hristos Iisus. Viața veșnică este aceasta, să te cunoaștem pe tine și să cunoaștem pe Iisus pe care L-ai primit. Așează tu lucrul acesta. Învață-ne, Doamne, știința aceasta de a aduce și a supune înaintea ta credința noastră și vederile noastre cu privire la tine și la căile tale pe care mergi. Ne închinăm și te binecuvântăm prin Domnul Iisus Hristos. Amin.